Omrani și Dawa dați afară de Gigi Becali pentru că au petrecut până dimineața cu alcool. Gigi Becali, patronul FCSB, este foarte supărat și intenționează să se dispenseze de doi dintre jucătorii săi, Bilel Omrani și Joyskim Dawa. Totul a pornit după un eveniment din urmă cu o săptămână care l-a deranjat pe omul de afaceri. Bilel Omrani, Andrei Vlad și Joyskim Dawa au petrecut de curând până la 5 dimineața la Loft, sărbătorind astfel pauza competițională datorată campionatului mondial de fotbal din Qatar. Giovanni Becali a încercat să explice situația petrecăreților, sugerând că aceștia ar urma să fie dați afară. Omrani e un jucător dificil, îmi spunea Dan Petrescu, e greu să-l controlezi. Puteau să stea undeva să petreacă cu nevestele, cu prietenele, cu iubitele, într-un loc unde nu apare în mass media. Gigi Becali va renunța probabil la cei care au dezamăgit. Nu văd normal ca niște jucători profesioniști care câștigă destul de bine să rămână până la ora 5 consumând băuturi alcoolice. Dacă a fost un comportament civilizat în timpul lor liber și nu au consumat băuturi alcoolice excesive, probabil că Gigi ar trece peste, a spus Giovanni Becali într-un interviu acordat exclusiv pentru Antena Sport. Ce a scris Can despre incursiunea celor de la FCSB în Loft? Nici iubitele fotbaliștilor nu s-au lepătat de păcătosul zeu Bacchus și la rândul lor au băut cot la cot cu domnii. La Loft, toată gașca a fost în super formă. Semn clar că de mult așteptau un astfel de festin cu tărie de calitate de mult timp. Vitaminizarea l-a priit fără discuție eroilor noștri care au părăsit localul la 5 dimineața. Practic, steliștii au închis clubul. Lionel Messi a atins ieri borna 1000 ca număr de meciuri jucate, iar FIFA a publicat cifrele sale și ale lui Cristiano Ronaldo după ce au ajuns la această treaptă. Starul argentinian a reușit să și marcheze împotriva Australiei, iar cifrele arată o diferență semnificativă între jucătorul lui PSG și atacantul lusitan. Concret, dacă Ronaldo avea 725 de goluri, 216 asisturi și a câștigat 31 de trofee, Messi, în același număr de partide, a izbutit 789 de goluri și 348 de asisturi și a cucerit numai puțin de 41 de trofee. La finalul meciului său cu numărul 1000, Messi a dezvăluit că a aflat chiar înainte de joc că va atinge această bornă. Am aflat că este al 1000-lea joc al meu, nu știam. Profit de aceste momente, trăiesc din plin tot ceea ce trecem și mă bucur foarte mult că am făcut acest mic pas mai aproape de scopul nostru. A fost un meci foarte greu și știam asta. Jucasem cu doar 3 zile mai devreme și nu prea aveam timp să ne odihnim. Am fost și puțin îngrijorați de asta, dar am rezistat chiar dacă am suferit la final. Acum ne așteaptă un nou meci complicat. Vor încerca să nu ne lase mingea. Dar este Cupa Mondială. Meciurile vor deveni din ce în ce mai grele. Sunt emoții incredibile să pot împărtăși această fericire cu suporterii, sunt acolo pentru fiecare meci, ne încurajează tot timpul și știm că și cei din Argentina sunt alături de noi, chiar dacă nu au putut veni cu toții. Atmosfera a fost superbă, simțim dragostea pentru echipă. Avem doar 3 zile de odihnă, dar eram foarte entuziasmați să cântăm în fața unui astfel de public pentru că ne dă energie. Este incredibil. Cred că am controlat meciul, l-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie pentru că am mai trecut peste o etapă, a spus Leo Messi după victoria obținută de Argentina în meciul său cu numărul 1000 în fața Australiei cu scorul de 2-1. Peaky Football, singurul magazin online care vinde tricouri retro originale 100%. Dacă vrei să te simți ca Neymar, Messi sau chiar Ronaldo atunci când nu era certat cu United, intră acum pe Peaky Football, comandă-ți tricoul preferat, ai 10% reducere dacă folosești codul LEO10. Deci, nu da banii pe prostii, ia tricoul de la Peaky. Ionuț Radu schimbă țara. Două cluburi din Europa încearcă să-i obțină semnătura. Jurnaliștii din Italia anunță astăzi că Ionuț Radu este dorit în Franța de cluburile Rennes și Saint-Étienne. Împrumutat de Cremonese de la Inter în iulie, Ionuț Radu a avut un început de aventură bun. A apărat în 10 meciuri la rând, 9 dintre acestea în Serie A, apoi s-a accidentat. Marco Carnesecchi a luat locul, s-a descurcat bine, iar internaționalul român trebuia să-și caute echipă în ianuarie 2023. Nicolo Șira, unul dintre cei mai importanți jurnaliști italieni specializați în Mercato, spune că Radu ar urma să schimbe campionatul.
Rem, ocupanta locului 11 în League 1, și Saint-Étienne, ultima clasată din League 2, a insistat pentru aducerea lui. Saint-Étienne, formație cu 10 titluri de campioană a Franței, record împărțit cu PSG, traversează o perioadă teribilă. A retrogradat la finalul stagiunii precedente, a început stagiunea din Liga Secundă cu o depunctare de 3 puncte, iar acum luptă pentru salvarea de la retrogradare. Ionuț Radu este în continuare legat de Inter. În mod normal s-ar fi întors în Milan în vara lui 2023, dar este foarte posibil să o facă încă din ianuarie, doar pentru a fi împrumutat din nou. În 10 meciuri la Cremoneze în acest sezon, românul a încasat 21 de goluri. Carnesechi, rivalul lui pe post, a primit 7 în 6 partide. Un fotbalist cu cetățenie română a fost pe teren la meciul jucat de Tunisia cu Australia la campionatul mondial din Qatar. Tunisia s-a duelat cu Australia în etapa a doua din grupa D de la campionatul mondial din Qatar, iar australienii s-au impus cu scorul de 1-0 și au urcat pe locul 2 cu 3 puncte, cel puțin până la ora meciului între Franța și Danemarca. În meciul din etapa a doua din grupa D a fost pe teren și Aydin Hrustić, în vârstă de 26 de ani, un fotbalist care joacă pentru echipa națională a Australiei și care are cetățenie română. Aydin Hrustić a debutat la campionatul mondial din Qatar în meciul jucat de Australia cu Tunisia, scor 1-0. Mijlocașul ofensiv cu pașaport român, care poartă tricoul cu numărul 10, a fost trimis pe teren în minutul 64 în locul lui Magre. Decarul Australiei, cu tată bosniac și mamă româncă, are triplă cetățenie, pe lângă cea de la antipozi, el deținându-le și pe cea ale părinților săi, însă a ales să reprezinte Australia. Aydin Hrustić a ales să joace pentru echipa națională a Australiei după ce a transmis că în perioada în care juca pentru juniorii lui Schalke 04 s-a simțit ignorat de federațiile Bosniei și României. Aydin Hrustić are 20 de prezențe în tricoul naționalei Australiei. Cotat de site-urile de specialitate la 1,8 milioane de euro, Aydin Hrustić joacă în prezent pentru Hellas Verona, echipa la care a ajuns pe 1 septembrie 2022. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a început fotbalul la juniorii lui AKA Australia, iar pe parcursul carierei a mai jucat pentru echipa de juniori a celor de la Schalke 04, mai apoi la FC Groningen în Olanda și la Eintracht Frankfurt. Aydin Hrustić are 20 de selecții la echipa națională a Australiei, acolo unde a debutat pe 13 iunie 2017 într-un meci amical pierdut cu Brazilia, scor 0-4 pe Melbourne Cricket Ground, în fața 49.874 de spectatori. Neymar, superstarul selecționatei Braziliei, a suferit o entorsă de gleznă dreaptă, a anunțat medicul Braziliei Rodrigo Lasmar, după victoria Seleção în fața Serbiei 2-0 în meciul de debut la Cupa Mondială 2022. Trebuie să așteptăm între 24 și 48 de ore pentru a avea o altă evaluare a gravității acestei accidentări și o eventuală indisponibilitate a jucătorului, a subliniat Rodrigo Lasmar. Selecționerul Braziliei, Tite, s-a declarat însă încrezător că Neymar va continua să joace la Cupa Mondială din Qatar. La puțin timp după această conferință de presă, jucătorul a părăsit stadionul șchiopătând ușor, fără să răspundă întrebărilor ziariștilor, cu căști voluminoase pe cap, însoțit de un membru al staffului brazilian. Potrivit medicului, accidentarea s-a produs în timpul unui impact direct cu genunchiul unui jucător sârb. Neymar, 30 de ani, a fost lovit la glezna dreaptă și în 2019, accidentare care l-a forțat atunci să renunțe la Copa America. Pe Lusail Stadium, care va găzdui și finala campionatului mondial 2022 pe 18 decembrie, Neymar a fost foarte activ până la înlocuirea sa. El s-a aflat la originea deschiderii scorului după ce l-a lansat pe Vinicius, al cărui șut respins de portarul Vania Milinkovic-Savic a fost reluat în plasă de Richarlison. Brazilienii și-au dublat avantajul în minutul 73 prin același Richarlison, care a marcat cu o execuție spectaculoasă din foarfecă unul dintre cele mai frumoase goluri văzute până acum la campionatul mondial. După acest rezultat, Brazilia se află pe prima poziție în clasamentul grupei G, urmată de Elveția, Camerun și Serbia. Următorul meci al selecționatei braziliene va fi cu Elveția pe 28 noiembrie de la ora 6. Steliano Filip și-a găsit echipă după 5 luni, unde a ajuns să joace fostul capitan de la Dinamo. Steliano Filip, în vârstă de 28 de ani, fostul fundaș stânga de la Dinamo, a semnat cu Mezokovest locul 9 din 12 în prima liga a Ungariei. La 5 luni de la despărțirea de echipa din Ștefan cel Mare, fostul capitan al echipei roșialbe a semnat cu Mezokovest pentru 2 ani și jumătate potrivit PlaySport. Steliano Filip a început antrenamentele de luni, iar miercuri va fi un comunicat oficial cu angajamentul pe care jucătorul
internațional al României la Euro 2016 l-a semnat cu noua sa formație. Da, am semnat. Sunt fericit, dar nu vreau să vorbesc acum mai multe despre acest contract. Mulțumesc! A reacționat ex-dinamovistul, care va fi prezentat mâine de gruparea de pe locul 9 din campionatul vecin. Stelul este la o oră și jumătate de Oradea, unde are casă de Taliu, care a cântărit enorm. Îi găsește la Mezocovez pe Arpad Tordai, ex-farul, un fost coechiper al său de la Hajduk Split, Dino Besirovic, precum și pe fostul dinamovist Ricardo Piscitelli. Dar și pe fostul jucător de la CSU Craiova și Poli Iași, Kamer Ciak. Noua echipa lui Filip este pe locul 9 din 12 în campionatul Ungariei. Mezocovest are 16 puncte în 16 meciuri, cu unul peste echipa de pe ultimul loc, Vasas. Steliano Filip a jucat ultima dată pe 29 mai, când Dinamo făcea 1-1 cu Ucluj, în returul barajului de salvare, promovare în Liga 1. În tur, câinii pierduseră cu 0-2, iar după 1-3 la general au retrogradat în Liga a doua. Fundașul nu a mai rămas la Dinamo, iar pe 1 iulie și-a reziliat contractul cu echipa din Ștefan cel Mare. El jucase un an și jumătate în a doua perioadă la Câini, între ianuarie 2021 și mai 2022. În prima perioadă la Dinamo a evoluat 5 ani și jumătate, între iulie 2012 și ianuarie 2018. De-a lungul carierei, Filip a mai fost legitimat la LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Hajduk Split, Dunărea Călăraș, FC Viitorul și AE Larisa. Iani Stoica, 19 ani, nu mai are același randament ca în sezonul trecut. În 18 meciuri în care a fost utilizat de Toni Petrea, Nicolae Dică și Mihai Pintilii în toate competițiile, atacantul nu a izbutit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă. În consecință, pentru a-i oferi mai multe minute de joc, FCSB s-a gândit să-l împrumute pe acesta. Gigi Becali a mărturisit că Ucluj este interesată de serviciile lui Iani Stoica, numai că mutarea sa în Ardeal nu s-a mai produs. Însă, directorul sportiv al lui Ucluj a precizat că împrumutul nu s-a realizat pentru că atacantul așteaptă o ofertă din străinătate. Din punct de vedere al FCSB-ului, împrumutul e ok, dar am înțeles că jucătorul mai așteaptă o variantă din afară. Sunt discuții, nimic nu e sigur, vom vedea în zilele următoare sau săptămânile viitoare ce se va întâmpla, a declarat Gabriel Giurgiu. Același lucru a fost confirmat și de Ana Maria Prodan, impresarul lui Iani Stoica, care a dezvăluit că acesta a fost constrâns de conducerea FCSB-ului să semneze cu firma fraților Becali pentru că altfel nu va mai juca. Totodată, Ana Maria Prodan a dezvăluit că atacantul nu este încântat de varianta Ucluj. Iani se gândește și la mine, că sunt ca mama lui, dar și să semneze cu frații Becali. Mă amenință ăștia, nu mă mai lasă să joc. El mi-a zis că nu e adevărat că a semnat cu un alt impresar. A fost oricum jucătorul meu. Nu contează ce declară ăștia. Aveam contract cu el. Nu avea cum să iasă din contractul ăsta. S-a discutat despre Ucluj. I-am spus că FCSB vrea să-l dea împrumut la Ucluj. Ultimul mesaj de la el este: nu vreau să mă duc la Ucluj, vreau să încercăm afară. Oricum, trebuie să joace, a declarat Ana Maria Prodan. Gigi Becali șocat de oferta primită pentru Iani Stoica. E la echipa a doua, au venit unii, au făcut ofertă de 550.000, am zis să-l dau, ci că să dăm bani între rate. Au venit la palat și am zis: sunteți nebuni? E gunoi la care vreau să renunț din casa mea? Ce rate? Ce sumă, găinar? Amoi, poți să mă faci o ban. Văcar, dar nu găinar. Vorbind de rate, să-mi dai 550.000 de euro în rate? Du-te mă de aici! Toți jucătorii sunt la echipa a doua, se vor deplasa în cupă. Acum îi dăm posibilitatea lui Iftime să câștige și el un meci, a declarat Gigi Becali.